Deșteptarea. Ai, ok, ok. În vârstă de 40 de ani, a început să-și reducă somnul în urmă cu 12 ani. Pentru a avea mai multe ore active în fiecare zi, a reușit să ajungă la 30-45 de minute, 24 de ore, susține el. Atâta timp cât face sport sau beți cafea cu o oră înainte de a mânca, puteți evita somnolența. N-am nicio idee care ar fi legătură. Eu beau cafea și mă culc, mi-e un somn, nu te văd. N-am nicio treabă cu cafeaua. Lungă? Nu, bei espresso. Beau, da, espresso. Nu, espresso nu ajută. Dacă nu bei cafea lungă, care își lasă multă cofeină, da, așa, acolo e lucrare. În 2016... Și sportul te agită. Tu n-ai de unde să știi, na, dar eu pot să-ți... În 2016, dânsul a înființat o asociație dedicată somnului ultra scurt, unde ține cursuri despre somn și sănătate. Postul, a? Mi-e imaginez pe membrii congregației. Da, toți. Poți să le spun orice, că e oricum dor. Adevărul că este super treabă. Deci iei niște cursanți, le iei banii și nu îi lași să doarmă. Și după aceea nu mai ai nevoie să ții cursuri. Important e să-i aduci în sală, îi pui pe niște fotolii și le spui: astăzi vom vorbi despre... N-are nicio importanță, că oricum dorm. Iată că și în Japonia se adeverește sintagma cu apa fraierul. Și fraierul, care nu vor dispărea niciodată. Exact. Un post de televiziune din Japonia l-a urmărit pe Hori timp de 3 zile în cadrul unui reality show ca să vadă dacă trișează. Nu. Într-o zi a dormit, nici măcar n-a dormit jumătate de oră, a dormit 26 de minute și oamenii spun că s-a trezit în natural, plin de energie. Îți dai seama că avea adrenalină, da, extra, că era în direct la televiziune. Și-l deranjau și lumina. Asta e o prostie totală, nu încercați asta acasă. Dar el susține că a învățat peste 2000 de clienți să se adapteze unui regim de somn ultra scurt, scriu colegii de la știrile Pro TV. Câți? 2000 de clienți. 2000 de clienți. A făcut ceva prozeliți. O domnișoară studentă a declarat pentru postul respectiv de televiziune că și-a redus somnul de la 8 ore la doar 90 de minute și a reușit să facă asta timp de 4 ani. Și acum are timp să plictisească pe cinste. Și acum a intrat în comă sau ceva, nu? Deșteptarea